Bună ziua, domnilor și domnilor! În ediția de azi a emisiunii Artvest am rămas tot în Dumbrăvița și avem ca invitat pe sculptorul Endre Forcoș. Te salut, mulțumesc de ospitalitate! Bună, Bondi, îmi pare bine că ai ajuns și în spațiu, în quasi spațiul meu expozițional. Uite, mi se pare un lucru firesc să avem această discuție. Pe lângă că ești artist-sculptor, ești și pe jumătate dumbrăvițean, dacă forțăm puțin nota, dacă am înțeles bine, din 96 stați în Dumbrăvița? 97. 97. Din 1 septembrie, exact. Deci, deja sunt două motive. Deși ne-am intersectat de mai multe ori în spații culturale, să zicem așa, nu mă refer la birturi, dar nu s-a conturizat până acum un moment să stăm tet-a-tet. Uite, ziua de azi avem la dispoziție. Hai să lansăm dialogul, cu ce să începem? Eu am o propunere, dar dacă tu vrei altceva, pot să vii cu o idee. Dacă nu, lansez eu. Bun, hai să discutăm puțin despre expoziția de grup ce a avut loc în luna august, la sărbătoarea zilelor dumbrăvițene, unde ai expus și tu, pe lângă sculptorul Bogdan Noelianu și Remus Irinescu. Da. Cum s-a conturat acea expoziție? După cum ai spus, în luna august a avut loc sărbătoarea zilelor dumbrăvițene, unde a avut loc și un eveniment cultural. A fost o expoziție de grup a trei artiști, a trei sculptori, la Bogdan Noelianu, care este organizator, Remus Irimescu și eu, Endre Farcaș. Cu organizator a fost Călin Petcan de la Calpe Gallery. Am fost invitat să particip într-un spectru mai larg. În prima fază aveam oarecare reținere, fiindcă știam că Dumbrăvița nu are un spațiu expozițional sau apt pentru așa ceva. Anul trecut am refuzat participarea lui Bogdan prin simplu motiv că nu există un spațiu. Dar expoziția a avut loc. A avut loc cu un eveniment, da, cu un eveniment plăcut pentru Bogdan. Da. Asta o puneți voi dacă vreți sau nu. Da. Da, a avut loc. Eu, din păcate, n-am fost în țară la momentul expoziției. L-am rugat atât pe Bogdan cât și pe Călin să se ocupe de transportul lucrării la socului, toată organizarea, fiindcă am fost plecat din țară. Dar am fost live la eveniment prin social media, Messenger, net și am tot primit poze de la soția mea, de la Bogdan. Am văzut filmări și m-am bucurat că a avut un impact. Sper că a fost impactul pe care și l-a dorit Bogdan și Călin pentru Comuna Dumbrăvița. Bogdan îmi povestea de dorința și de nevoia aceasta de culturalizare într-o altă direcție, să o numim mai elevată, da? Pentru că au fost câteva scenete de teatru puse în joc în Dumbrăvița, festivaluri, dar... Dar viața culturală nu există, dacă luăm spectrul larg. Ți-aș putea da dreptate. Da. În afară de formațiile de dans, de dansuri care populare, și ele rostul, da, evident, dar nu prea sunt evenimente culturale de anvergură. S-a lansat deja o idee, un proiect tot de Bogdan și de Călin, legat de centru cultural, ce poate... se va înființa, știu eu, poate peste un an, peste doi ani. Este binevenit. Cum vezi spațiile în Dumbrăvița? Evident, nu sunt locuite de statui, de capodopere artistice. Sunt spații prielnice? Pentru aplasarea unor sculpturi monumentale? Da. Da. Nu trebuie să mergi departe
treci granița, numai în unul dintre cele mai estice, aproape, poți să-l numești estic loc, o comună unde mulți timișoreni și mulți bănățeni ajung prin tranzit Maco. Au o statuie ecvestră fenomenală și totuși e estul țării, nu e vestul țării, și alte ansambluri sculpturale. Bineînțeles că Dumbrăvița are un potențial imens, chiar prin așezarea și prin situația istorică și geopolitică a Dumbrăviței, lângă Timișoara. Există un potențial imens care ar trebui pus în valoare dacă există voință. Voință, da. M-ai întrebat de spațiu. Am crezut că mă întreb de spațiu pentru centru cultural, unde s-ar putea construi. Există o grămadă de spații. Important e primăria să găsească. Da, legat de centru cultural, într-o emisiune anterioară am discutat despre fenomen, despre demers inițiativă. După cum am înțeles, ar fi plasat undeva în apropierea pădurii Vers. E un spațiu mare acolo. Cel mai ofertant și mai, să zic așa, cu tentă de inspirație ca și locație. Bineînțeles, terenul pentru construcție respectivă trebuie oferit, bănuiesc eu, că de primărie sau donat de către cineva privat, ceea ce, mă cert, nu se va întâmpla. Aș începe cu proiectul în sine. Cred că Bogdan mi-a vorbit prima oară cu vreo 4 ani despre proiectul respectiv. În el tot clocotește ideea asta și foarte bine că nu s-a stins. Acum, cooptându-l și pe Călin în proiect, Șansele sunt mai mari. Important este să găsească o finanțare, pentru că un proiect de anvergură asta ridică niște costuri și cred eu niște costuri uriașe. Dar e nevoie. Cum spusese Madineaur, așezarea geografică, situația economică a Dumbrăviței, aflându-se la câțiva kilometri de Timișoara, la un moment dat erau niște lanuri de porumb care o despărțeau. Acum sunt străzi de case. Gata. Dacă nu ești atent, nu-ți dai seama. Da. Dumbrăvița a tot fost un satelit al Timișorii care a funcționat, a crescut. Uite, cred că Dumbrăvița are undeva la vreo 7.000 sau 8.000 de locuitori. 8.000 și declarați. Neoficial, cred că sunt 12-13.000, poate chiar mai mult. Eu personal cunosc multă lume care locuiește în Dumbrăvița și are buletin de Timișoara. Dumbrăvița s-a dezvoltat, s-a creat o infrastructură, e nevoie de îmbunătățire, dar e nevoie și de educarea publicului și cel mai important, unde cred că ar trebui să se marșeze, e educarea copiilor. Părinții mai poți educa oarecum, dar copiii, dacă îi crești de mici și plin prin muzee, îi duci la spectacole, îi duci la teatru, îi duci la grădina zoologică, expoziții, îi poți prinde. Nu trebuie să-i faci artiști. Nu asta e rostul, să-i faci artiști. Important e să le placă arta. Dezvoltarea vizuală, culturală, spirituală. Da. Exact. Tu ești actor, nu? Sunt pline sălile de teatru de copii? La spectacole? Da. Asta e bine. Da. Sunt foarte mulți colegi de-ai mei care sunt profesori, care și-au copiii de la școală și îi duc în galerii, ceea ce e bine. Și e bine să ne pregătim și pentru... Și de mic. E obligatoriu de mic. Fiica mea, de când se mișca cu suzeta în gură, mergea la expoziții. M-ai deranjat, dar... Mă rog. E important ca Dumbrăvița să nu piardă startul ăsta de 3 ani, care este până în 2021. Pentru că în anul respectiv vor veni mulți vizitatori, estimat, în ce am citit în presă, peste 1,5 milioane, care sunt străini. Ei vor să viziteze, să vadă ceva. Îi poți capta spre tine. E un potențial economic și până atunci, și atunci poți crea un capital de imagine impresionant. Trebuie să primăria Dumbrăvița și locuitorii ar trebui să înțeleagă asta și poate să-și găsească un loc pe harta culturală a Banatului, de exemplu, prin demersul ăsta, prin demersul centru cultural ce a fost lansat.
Dar anul viitor vom sărbători Marea Unire, centenarul, pentru care sunt lansate mai multe cereri, sunt și oferte, mă refer la partea vizuală, dacă am înțeles bine și Bogdan, sculptorul Bogdan Noelianu pregătește ceva. Tu ai o idee ce ai vrea să materializezi pentru eveniment? Colegul meu, Bogdan Noelianu, mi-a nuanțat propunerea respectivă. E de bun augur. El și cu Călim Petcan s-au și apucat să scrie un proiect în care am fost și eu cooptat. În momentul de față, Bogdan Noelianu cu Remu Sirimescu sunt în Ciongrad, în Ungaria, la o tabără de creație. Și urmează să definitivăm proiectul cu Călin și să-l propunem Direcției de Cultură din Dumbrăvița până pe capătul lunii noiembrie, cred că este data limită. Da. Suntem la el, îl scriem, sperăm să se și financieze. Da. Bine, asta e partea politicului, mă rog, Consiliul Local, Comisia de Cultură trebuie să se mobilizeze, evident, și demersul vostru să fie cu reușită. Dacă nu și cerci, vizibilă pentru, nu numai pentru dumbrăvițeni, ci pentru tot Banatul sau inclusiv pentru turiști care vor vizita localitatea în 2021, când va fi capitala culturală europeană Timișoara, satelit Dumbrăvița. Andre, hai să tatunăm puțin copilăria ta, ce anume, când ai avut de a face cu arta, când ai depistat în tine vocația sau aptitudinea care te-a împins să devii sculptor? Cred că dintotdeauna a existat o dorință creativă în mine și ca în fiecare dintre noi a fost un cumul de situații și de evenimente care m-au îndrumat spre traiectoria asta. Deci plastelină, lut, exista ca acești orice pași? Copil, hai să spun că orice copil am bătut mingea în spatele blocului și m-am plimbat cu bicicleta. Vacanțele de vară erau la bunici, obligatoriu, dar țin sincer, nu mi-a plăcut școala. Erai de un rebel? Fel. Nu știu dacă eram rebel. Cred că era o problemă cu sistemul pedagogic din anii 90, pentru că, de revin, am luat niște ore de desen, ore de pictură, compoziție, cu un profesor de la liceu de arte, printr-un anumit anturaj și bănuiesc eu că s-au sesizat și părinții mei și personajul și profesorul respectiv că am anumite abilități. Și din 50 de locuri am intrat pe locul 47. Da. Deci asta era liceul de artă. Liceul de artă din Timișoara, da. Unde am început să învăț. Ce până atunci nu mi-a plăcut. Acolo am învățat istorie artei, matematică, română, limbi străine, dar acolo am început să învăț și m-am dezvoltat. Vezi, uite, când ai vorbit despre matematică, te-ai strâmbat puțin. Matematica, geometria, are de a face cu formele pe care le compui. Are o legătură mare, însă formele la mine, chiar dacă o formă e cerc, e fluidă oarecum, deși e făcut din metal. Are o plasticitate. Da, poți să o măsori, să-i calculezi raza, diametru, piu, nu? Da. Deci nu erai, știu eu, un elev de nota 10 la matematică, să înțeleg? Da, nu. Sau la partea geometrică? Că nici suntem acolo înconjurați de lucrări de artă care au diferite forme, de la triunghi până la cerc, pătrat și alte forme mai abstracte. Dacă aș fi fost atras de matematică, poate că îmi plăcea și desenul tehnic și eram arhitect sau
cine știe. Sunt o fire cam mai libertină. Nu prea mă pot încadra într-un canon sau am nevoie de spațiu. Nu-ți plac barierele, ca să înțeleg? Sau... Cred că nu există niciun de bariere. Sunt. Sunt bariere impuse de alți, de sistem, de stat, de societate, dar sunt și bariere personale pe care noi le creăm. Cred că cel mai important sunt bariere personale. Atunci când ți se sugerează că nu poți și atât de mult ți se sugerează până îi crezi, nu? Da. Dar astea sunt cu totul altă temă pe care o putem dezvolta și partea bună în democrație, că aceeași temă putem dezbate de zeci de ori și e bine că nu cădem de acord. Nu? Da. Dialogul constructiv. Hai să vedem. Ai terminat liceul de artă. Evident, ai dat la Academia, la facultate. Ai ales designul, dacă am înțeles bine. Nu. În 97 am intrat la liceul de arte plastice. Repartiția se făcea în funcție de medii și de notele de la, și de calitatea lucrărilor de la examenul de admitere, bănuiesc. Și am fost repartizat spre secția de design de produs. Design de produs? Da. Design care cuprinde și designul industrial? Nu avea o pregătire în direcția respectivă. Nu, se făceau sigle. Adică aveam la un moment dat a trebuit să inventăm un produs nou. Să facem afișul, să facem sigla. Da, a fost o experiență plăcută, dar nu era pentru mine. Ce ai inventat? La un moment dat am făcut o siglă, era un T frumos, roșu pe un fond albastru, și profesorul mi-a sugerat că e siglă de la tractorul. Chiar așa arăta. N-aveam nicio... Sau aveam, nu știu. A fost o experiență bună din care acum îmi dau seama că am acumulat ceea ce era necesar. Dar în timpul orelor de modelaj mi s-a deschis o altă direcție, o altă traiectorie pe care am savurat-o. Lutul. Cel mai banal material pe care toată lumea l-are la dispoziție, dar în momentul când te joci cu el, îi spun joacă pentru că asta s-a întâmplat atunci, prind anumite forme. Îi simți gustul și gustul material, nu? Da. Și îți dezvoltă imaginația. Bun, pe lângă orele de desen, unde intri în degradeuri, în griuri, da? Studiu de volum, de forme, natură statică, pictură, deci am făcut toată paleta. Dar pot să spun, acolo am intrat în mod cer cu sculptura în legătură. La facultate, în clasa care erai cu profil design, tu erai... Scuze-mă, era în liceu. Asta era în liceu, dar... La facultate am intrat la sculptură, am dat examen la sculptură, da. Am intrat la sculptură, da. La sculptură. Da, deci asta era în timpul, deci în liceu, unde tu deja te formeai ca și sculptor, ai povestit ceva de genul că tu totdeauna făceai altceva decât ceilalți. Păi odată, cred că în clasa nouă încep să faci pătrate, bastonașe. Nu mai mi-aduc aminte exact care au fost primele ore în modelaj, dar oricum te joci cu compoziție, ți se explică ce e compoziția. Trebuie să compui anumite forme, din forme geometrice, apoi din forme fluide și ajungi la un moment dat să te joci cu secțiuni, ochi, gură, nas, ureche, faci craniu, modelaj, craniu, mărime 1 la 1 cu compasul, treci la portret, de pe modele de gips ajungi la model viu și cred că acolo s-a materializat dorința asta spre sculptură. Da, am făcut altceva, fiindcă în anul meu nu era secție de sculptură. Și oarecum am fost nevoit să fac sculptură cu colegii mei care erau cu un an mai mic,
mai mici decât mine și... Era clasă și era între era grupa, Portoș care grupa făcea de sculptură. Dar nu eram numai eu, mai era un coleg, Dan Ianoș, și el lua parte. El era la pictură, eu eram la design de produs și amândoi făceam și sculptură. Diferența e că el chiar era bun și e bun în pictură. E, bun. Lăsăm publicul larg să decide care e bun și care mai puțin bun. Bine, ai intrat în facultate, ai studiat 7 ani, da? 2004, dacă am fost atent, ai dat masterul în 2007. Cine ți-au fost profesorii și pot să-l forțez puțin, pe cine consideri tu că este mentor? Da, în mod explicit, sculptorul Sokaj Bello. La facultate am avut plăcerea să îl cunosc și să îl am ca profesor, ulterior ca mentor. Acolo am făcut și prima relație cu un atelier de sculptură și cu rigurozitatea lui, pentru că munca de sculptor e riguroasă. El e personajul care pot spune că mi-a marcat traiectoria, concepția și evoluția. Chiar și astăzi sunt în relații foarte bune cu el, colaborăm la anumite proiecte. Da. Ești un tip, dacă te-am simțit bine, un tip atipic. Pe lângă sculptură, ai lucrat în multe domenii, după cum am înțeles, chiar și în timpul facultății. Atipic n-aș putea să spun. Sau, mă rog, poate ai simțit-o tu, dar da, încă din facultate era nevoie economică, nu? Adică, în primul rând, sculptura e ramura costisitoare a artei plastice. Ca pictografician îți cumperi o pensulă, culori, sunt multe pensule, culori, pânze, hârtii, ok, la sculptură. Orice face, trebuie să le achiziționezi. Ai nevoie de scule și multe scule, depinde de ce domeniu a sculpturii îl atingi. Consumabile, curent. Utilaje bune? Da, profesionale, pentru că dacă îți cumperi anumite scule, utilaje, cum ai spus, hobby, te poți trezi că te țin o zi, două, trei. Iară te duci, iară mai dai. Iară e... Asta e. Și aveam nevoie de bani pentru a investi. Bineînțeles, am fost susținut de familie, care a fost partea cea mai frumoasă și fericită a situației, dar nu te poți sprijini numai pe ajutorul respectiv. Din facultate am început, primul meu job a fost de vânzător de mașini la Dacia. Erai dealer, termen tehnic, nu? Da, dealer era firma respectivă care vindea, tu erai consultat de vânzări. Dar acolo am învățat cele mai importante lucruri în relaționare. Adică erai obligat la un moment dat să faci anumite cursuri, școala vânzătorului, erai trimis în București. A fost o perioadă bună. În ce domenii ai mai lucrat? Dacă am înțeles, și în Germania da, ai fost de câteva ori. Da, am fost în repetate rânduri în Germania, în șantierul naval din Hamburg. Da? Iar a fost o experiență unică. Când erai în șantierul naval, erai... Eram în elementul prins, meu. Prins de metal. Totuși, un șantier naval este mai mult conceput și vizualizat prin metale. Nu găsești numai metal. De la grosime de 5 mm până la 3-4 cm partea exterioară, unde se făceau secțiunile. Da, acolo am învățat să sudez oarecum. M-am dus pe la sudor și
Deci, îți dai seama, am învățat să sudez într-un șantier naval pe vapoare, care urmau câteva luni să... Să iasă... Da. Acolo am învățat să sudez pe sculele lor. La momentul ăla am ajuns la... Atunci mi-am dorit să fac piese monumentale. Văzând tabla, feliile de tablă de 2 metri lățime, 6 metri lungime, care poate să aibă o tonă jumătate. Și 6, cu o grosime de? Și cu grosime de la 1 cm până la 3-4 cm. Acolo am înțeles ce înseamnă debitare, adică tăiere prin laser sau prin jet de apă. Înțelesesem deja de dinainte că metalul și modul meu de prelucrare e limitat din punct de vedere tehnic. Și acolo am intrat în legătură cu... acolo mi s-a deschis acest apetit spre monumental. Și am înțeles ce traiectorie trebuie să parcurg pentru a crea lucruri monumentale. Până acum, ce lucrare monumentală ai conceput, ai materializat? Monumentală? Mă refer și la volum. Cel mult 1,5 metri. Dar... În momentul în care transpui o piesă, te referi și la o grosime. O grosime care atrage după sine costuri de material în plus, costuri de debitare a metalului, care sunt impresionante. Dar proiecte, concepte, cred că ai lansat, da. Mă gândesc. Chiar în spatele meu există o machetă, da? Ce a fost comandat de o instituție sau de o biserică din Ardeal. A fost un concurs în vara aceasta, dacă nu mă înșel, în ianuarie, în 13 ianuarie se împlinesc 450 de ani de la decretul de la Turda, a libertății religioase, pe baza unei lucrări de ale mele din metal, împreună cu maestrul Soaca Gbeil, am dezvoltat conceptul respectiv. Am făcut un proiect și l-am trimis la concursul respectiv, care concurs a anulat între timp, n-a mai avut loc din vari motive. Nu e singurul proiect la care am participat. Aș reveni aici la procedeu în sine. E clar că prima oară ai o idee care o transpui în doi de o desenezi. Apoi, pentru a-i da un volum, trebuie să o transpui în tridimensional. Pentru mine, cel mai bun mod de lucru este cartonul. Accesibil ca preț, îți permite un sistem de lucru practic și rapid, în care poți să transpui în volum și pe mărimi, să-ți transpui ideile și ulterior, când totul este clar, poți să-l transpui în metal. Este accesibil ca preț. Masa din fața noastră este plin de machete, de forme. Forme mai ciudate, mai puțin ciudate. Toate astea le vor prinde contur într-un viitor apropiat sau sunt jocuri? O mare parte din ele deja sunt în lucru. Urmând zilele trecute să definitivez trei variante dintr-una. Când spun variante, e vorba de crop, de culoarea care se va aplica ulterior. Probabil una va fi ruginită, a doua am o culoare care de mult așteptam o formă pe care să o testez. E cel mai... În reclamă îi spunea the black is black. E culoarea neagră care absorbă toate radiațiile și nu se văd griurile, adică nu se văd degradeurile de griuri. Poți să pui două piese una peste alta și tu, nu se deduce. Și tu vezi o pată numai. Da. Creând o piesă în volum, vopsind-o cu culoarea respectivă, în momentul în care te învârți în jur, vei vedea o formă care se tot schimbă. Da? E un experiment pe care de mult mi l-am dorit să-l fac. Am cumpărat vopseaua și urmea să transpun... Să o definitivez. Toate piesele care sunt aici, sunt și în atelier, urmează la un moment dat să fie transpuse. Totul e vorba de costuri de fabricație. Trăim într-o
într-o lume mult mai fiscalizată ca înainte, unde trebuie să-ți calculezi toate costurile, mai ales la scultură, și trebuie să faci pași siguri și calculați. Da, mai e o întrebare legat de proiectul de la Turda. Ce dimensiuni, cote ați ales? Era la dimensiunea maximă, am ales împreună, nu pot să-mi însușesc proiectul numai pentru mine. Dimensiunea maximă era de 4 metri, între 2,5 și 4 metri. Ar fi trebuit să fie o lucrare din metal, grosime de la 1 până la 2 cm, grosimea tablei. Proiectul a fost dus cât de departe am crezut că pot să ajung. Adică în momentul în care faci o machetă mică, care să fie definitivă, am mărit-o la scară la 1 la 5, am scanat-o, am transformat totul în informație digitală și am recompus-o în sistemul virtual, astfel ca în momentul în care ar trebui să o materializez, clar, mergi la o firmă care îți debitează metalul, totul trebuie să fie, să toate problemele tehnice trebuie rezolvate deja, urmând ca pasul următor ar fi sudura numai. Macheta respectivă poate să prindă o formă vie, știu eu, ca și o lucrare sinestătătoare sau... Da, bineînțeles. Oriunde. Ai de gând să-l faci din metal? Da. E vorba de parteneriat. Spune-mi, materialul alege subiectul sau subiectul alege materia? E vorba de capacitate de sintetizare, cred că a fiecăruia. Adică la tema respectivă era numele, era Monumentul Libertății Religioase. E un titlu nobil, dar vag. Foarte nobil, da. Dar vag. Și foarte larg. Asta. Libertatea asta, cred că pe mulți îi sugrumă. Eu mi-am ales metalul ca exprimare artistică după un șir lung de experimente și de experiențe pe care le-am avut. Am încercat și lemn, am încercat și piatra, am încercat și bronzul. Cum ai relaționat cu aceste materiale? Hai să vedem, de exemplu, să începem cu lemnul. Ai avut lucrări din lemn? Da. Chiar am văzut câteva pe un site. Erau și vopsite, erau și consumate de timp. Da, sunt unele piese pe care când spui consumate de timp, trebuie să te gândești că o lucrare poate să aibă un timp de execuție mai lung. Nu e obligatoriu că astăzi m-am apucat și săptămâna viitoare, luna viitoare e gata, nu. Poate să dureze jumătate de an, un an sau poate mai mult. Am lucrări de metal care a durat poate chiar 3 ani. Cel mai greu a fost să-i dau patina, rugină. Da. Imediat vom discuta și fenomenul de rugină, că aia e un capitol separat. Primul material cu care am intrat în relaționare a fost lutul, apoi transpunerea lutului în gips, nu? Vezi tehnici de turnare în gips care îți prind bine ulterior în funcție, cam în orice domeniu al sculpturii te întinzi. Apoi e clar lemnul. Lemnul pe care toată lumea îl cunoaște și dar îl adoră. Dar nu te mai incită la a continua, să zic așa, relaționarea asta. Ai rămas la metal, dacă am fost atent. De ce ai renunțat la lemn? Relaționarea mea cu lemnul oarecum era limitată. Sunt foarte buni sculptori în lemn. Sunt mulți și sunt buni. Nu mai era. Eu am simțit că nu mă pot exprima. Nu e zona original ta, da? În lemn. Și când spun original, toată lumea trebuie să vină cu o
expresie personală, să o cauți în primul rând. Când în metal, modul de lucru a metalului, mă refer la tablă, nu? Tablă de diferite grosimi, fie că e din oțel, fie că e din inox, fie că e din cupru, e mai dificilă. Și cred că partea asta mai complicată, mai dificilă, m-a incitat atât de mult încât am continuat pe metal. Și că nu mulți o practică. Nu mulți o atacă, aș spune, pentru că în prima oară trebuie să deși, ataci uite, material. Chiar în Dumbrăvița mai este sculptorul Bogdan Oeleanu, care tot prin metal se manifestă. Da, dar el... o tehnică total opusă ce utilizezi tu. Da, eu l-am numit pe el că e alchimist. Îmbracă bronzul cu inox. Da. Da. E tehnica lui foarte bună, foarte plăcută și impresionantă, asta e important. Înainte de a ajunge la metal, ai încercat forțele să pătrunzi în universul pietrei, a marmurei? E inevitabil, iei ciocanul și începi să cioplești, la fel ca la lemn. Iei ciocanul, de alta, maiul și de alta și începi să cioplești. Și te-a satisfăcut ce ai creat? Uite, ca elev la liceu de arte plastice, e inevitabil să nu intri în contact cu lectură artistică. Agonie și extaza lui Irving Stone, nu? Despre viața lui Michelangelo, viața lui Van Gogh, Toulouse-Lautrec, Da Vinci. Nu? Și atunci, în momentul în care citești și îți petreci nopți în loc să dormi, tu citești, ziua mergi la școală și începi tot să așa, transpui. Da. E inevitabil să nu-ți dorești să cioplești, dar... Poate și că nu dispuneam de material de calitate de marmură. Gândește-te că marmura care a cioplit Michelangelo, a cioplit Bernini, era de o calitate superioară și era proaspătă, scoasă din carieră, în poate de câteva săptămâni, și nu era atât de dură. Cioplitul era simplu. Ceea ce am găsit eu undeva să îmi încerc abilitățile, era una stătută la soară de ani de zile și dură. A fost o experiență plăcută. Spune-mi, când lucrezi, când creezi, actul în sine se consumă în tăcere, în taină, sau ajutat de, știu eu, de muzică, de un zgomot de fond? Muzica e importantă. Chiar și în momentul cioplirii, muzica e importantă. Dacă spun cioplire, dacă e ciocanul și încep să dai, nu ai niciun ritm. O ritmicitate. Ok, asculți un Vivaldi, asculți un Bach și avansezi mult mai plăcut, mult mai sigur și nu obosești. Pentru mine muzica e importantă. Au fost momente când muzica te-a inspirat într-un fel? Da, au fost două sculpturi pe care le-am, una luat ființă, s-a înfăptuit printr-o piesă, a pornit de la ideea de piesă și a doua a luat contur. Prima a fost lucrarea mea de licență, de disertație, pardon, la facultate, la masterat. Se numește Adio Non Niños, a fost compusă pe o piesă de-a lui Astor Piazzolla, un tango argentinian. Da. Iar e un moment mai comic, la prezentarea ei, la susținerea disertației, aveam nevoie de piesa respectivă. Stea comiția în față, am rugat pe cineva în sticul respectiv, e piesa, pune piesa a doua, nu s-a uitat, i-a dat primul. Și a început aria de deschidere a Jesus Christ Superstar cu aria lui Iuda. Nu a înțeles nimeni nimic. Apoi piesa în sine, mă refer aici la Astor Piazzolla, întâi sunt patru instrumente care cântă. Acordeon,
pian, vioară, dacă nu mă înșel, și la urmă percuție. Da. Și era o compoziție spațială de o dimensiune, undeva pe la vreun metru și jumătate, prin compusă din elemente de tablă, grosime 1,52 cm, sudate între ele. Era ca o spirală. O pot numi ca o compoziție în formă de spirală, unde la intervenția fiecărui instrument era oarecare explozie. Asta era legătura cu... De muzica blazajului? Da, a doua piesă pe care a luat contur, cum am spus, Esa din Iaur, am expus-o prima oară anul acesta la expoziția personală. Eram trei artiști care au expus până la trei, se poate numi personală, împreună cu sculptorul Remus Sirimescu și graficianca Găurian Cristina. Expoziția, dacă nu mă înșel, a fost în 6 iulie în Galeria Pygmalion. Galeria Pygmalion din Piața Libertății, o galerie superbă, mică, dar foarte superbă. Ofertant vizual, foarte ofertant. Da. În stânga ta se află o lucrare, are de a face cu muzica, cu inspirația muzicii. Și care a fost ideea care te-a mișcat în direcția asta? La compoziția respectivă lucrez de mai mult timp, cred că de aproape de 2 ani. Iar iarna trecută, în momentul în care compuneam expoziția împreună cu Remus Sirimescu, cu sculptorul Remus Sirimescu, a venit și dorința de a crea altceva, de a realiza o expoziție cu spectru mai larg. Doi sculptori și o graficiancă. Am invitat pe Petre Ionuțescu de la Blazaj și am avut o invitată specială din Viena, Performance Dancing, care eu cred a fost cea mai reușită parte a expoziției cu muzica. Otilia Găurian. Iar de multă vreme ascultam piesele formației și există un album, dacă nu mă înșel, Maria Radna. Ei au avut la Radna, în județul Arad, anumite activități muzicale foarte reușite. Tot ascultând piesa, cred că am fost influențat spre ideea asta de catedral, de ascensiune. Și una dintre idei a fost să compun o piesă cu aceasta, cu aspect spre trimiterea respectivă, da, de divinitate, de creștere, evoluție. Andrei, lucrez pătruns în lumea metalului, ci folosești rugina ca și mantie. Rugina se poate observa, de exemplu, și la sculptorul Marius Leonte din București, dar la el, cum am observat, putem vedea o rugină naturală. La tine, cum e nuanța asta? Cum dezvolți rugina? Pe mine mai întâi... Deci de ce ai ales tocmai nuanța asta, ci nu nuanța naturală a ruginii? În funcție de compoziția metalului, de compoziția chimică, rugina are o altă nuanță. Și m-a interesat ca să nu fie o simplă culoare aplicată, ci să creeze un tot unitar cu sculptura în sine. Da, n-a fost ușor, pentru că a trebuit să studiez despre rugină. Rugina, unii ar blama-o pentru că distruge metalul, dar eu o numesc patină. E o patină delicată. Naturală. Naturală. Și asta e partea frumoasă, care se tot modifică. Ceea ce săptămâna asta are o nuanță,
o floare a ruginei și am să revin pe floarea respectivă, săptămâna viitoare nu mai are. Am tot încercat tot felul de soluții, de la zeamă de murături, zeamă de varză, apă sărată, nisip sărat, tot felul de variante. Da, e o culoare caldă. Eu aș numi o patină caldă. La fel cum bronzul are patina respectivă polișată până la aur și sunt patine vișinii, albăstrui, verzui, el, asta este, e carnalitatea metalului. Și aș numi o carnalitate pentru că asta e ceea ce noi vedem, suprafață polișată, lucioasă. E o aplicație industrială. Ultima întrebare, că colegii mei au făcut semn, deja am ajuns la finalul emisiunii. Spune-mi, care sunt ideile și formele care te interesează în momentul de față și pe care vrei să le materializezi? Sau temele? Aici ar fi foarte mult de vorbit. Suntem însă limitați. Am proiect în desfășurare care urmează în acest an să le definitive, să le transpună metal. În momentul de față, ceea ce avem expus între noi e o mică componentă numai a colecții personale de machete pe care le dezvolt. Anul viitor îmi doresc să aibă loc acel simpozion de sculptură monumentală și Dumbrăvița să fie nuanțată, aș numi eu, pentru că din punct de vedere spațial este ofertant. Am încă pregătesc pentru anul viitor câteva expoziții de grup. Am fost invitat de către colegii mei să particip. Și o personală probabil în 2019. Am avut anul acesta în iulie una, 2018 e un timp restrâns, dar în 2019 în mod cert. Nu știu dacă va avea loc în România, dar în mod cert în 2019. Mulțumesc că ne-ai primit. Andre, îți doresc succes, har în exploatarea, în pătrunderea universului metalului. Mulțumesc. Mulțumesc și pentru dumneavoastră. Ne vedem peste o săptămână. La revedere.